Deșteptarea. Am impresia că toată lumea vede câte un urs și îl pune pe Facebook. Da, multă lume, nu toată lumea. Și bine ar fi să nu hrăniți ursul sau să nu-i căutați în coarne când îl vedeți, că mititelul și frumușelul e urs, adică serios vorbesc, adică corect, nu, e nu, o problemă reală. Recomandat ascultătorilor noștri ce au de făcut dacă, Doamne ferește, se întâlnesc cu bestia. Bun, hai să ne întoarcem la mesajele celor care ne-au trimis pe WhatsApp la 0728111222, sugestii de a ne petrece concediul în zone ceva mai răcoroase, chiar și pe canicula asta greu de suportat, mai ales în orașe, pentru că temperaturi ridicate sunt peste tot, însă trebuie să recunoaștem că în oraș e jale, aici, pentru că se încing betoanele, se încinge asfaltul. Se simțeau vreo 50 de grade ieri, spunea Iulia la știri mai devreme. 50 de grade. Da. Aici la București. Bună dimineața, băieți. Salut. Caseele de ecoturism montan din Moeciu, care vor aduce un pic de relaxare, mai puțină lume și mai multă răcoare. O zi bună în continuare, Ciprian de la București. Mersi, Cipriane. Mulțumim. Salut, Ciprian. Am găsit aici pe un site hoinăreală prin Șirnea. Uite, cred că la asta se referă. E foarte important să găsești trasee de genul ăsta cu puțină lume, mai ales în luna august, unde puțină lume luna august în România nu prea poți să pui în aceeași propoziție. Exact, știi? Da. Pe de altă parte, poate ar fi bine să găsiți și trasee cu mai multă lume, că unde e mai multă lume, poate nu vine ursul. Mă gândesc. Astăzi plecăm în prima zi de concediu. Yay. De la Alexandria, de la 41 de grade la Sălcioa în Alba. Ne arată Sălciu. 26 de grade. Wow. Și asta este temperatura mai mare, că mâine or să fie 24-23, noaptea 12 grade. Aoleo, cât de bine dormi la 12 grade fără aer condiționat. Îți spun eu că te saturi repede de 12 grade. Te noaptea. Ține doar prima seară. Niciodată. Da. Noaptea niciodată. Și crea o melodie de la 30 de grade la 00 grade. Si? Lângă Arieș, da, știu. Era cald, acum e frig. Bună dimineața. Neața. La câmpul moldovenesc, muntele Rarău, locul în care vă puteți încărca cu multă energie pozitivă. Dar și cu nervi am auzit că ieri a fost un ambuteiaj între câmpul lung moldovenesc și Gura Humorului, un ambuteiaj de 20 de kilometri și asta numai din cauza aglomerației, nu era accident. Peste tot au fost ambuteiaje pe Valea Oltului, un accident foarte, foarte urât. S-a mai întâmplat unul și pe A3. Dacă vreți răcoare, veniți în Bucovina, aici găsiți de toate. Ticule, Suceava. Ticule, eu știam că se găsesc niște ghebe cu smântână și mămăligă și un pahar de afinată. Aia mă răcorește pe mine. Deșteptarea